Marinarul arestat de forțele de securitate ruse după evenimentele din regiunea Kerch nu este cetățean al țării noastre. Acest lucru a fost anunțat de către ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovski, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Necesitatea clarificării situației a apărut după ce mai multe surse mass media din Ucraina au distribuit informații potrivit cărora unul dintre marinari cu numele de familie Zimchenko este probabil cetățean al Republicii Moldova. Informația a fost verificată în cadrul Ambasadei Republicii Moldova la Kiev. Conform informațiilor primite din Ucraina, Zimchenko este cetățean al Ucrainei, deși este originar din Chișinău, a declarat Ulianovski.